Salutare dragilor, ce mai faceți? De data asta un clip de la pescuit, pentru că sunt aici cu domnul Sorin Constantinescu la pescuit, de Murun. Suntem la Sărulești, pe Balta Răduță Lake, exact așa se numește acest loc. Din ce observ, este un cadru natural foarte frumos, sunt mici coline, din păcate nu este multă verdeață, dar s-au construit câteva foișoare unde te poți adăposti de soare. Din câte am înțeles, aici pe această baltă se prind crapi și moruni exemplare foarte mari. Dar mai multe despre asta am să-l las pe domnul Sorin Constantinescu să vă explice el ce se poate face aici la Sărulești. Ne-am trezit dis de dimineață și am pornit la drum. Unde mergem, domnule Sorin? Mergem în căutarea monstrului, suntem la Sărulești, după cum știți, și mergem pe lac să prindem monstru și să sperăm că va fi o zi fructuoasă și că o să vă arătăm la sfârșitul zilei niște capturi impresionante. Cunoașteți balta? Ați mai venit aici? Da, da, e a treia oară sau a patra oară când vin la Sturion. Mi-am și cumpărat scule, că înainte pescuiam cu scule domnului Răduță și acum e a doua oară când pescuiesc cu sculele mele, sper să fie cu noroc. Sunt scule ceva speciale sau? Trebuie niște scule mai recente, pentru că sunt pești de 200 kg și nu poți să pescuiești cu o lansetă normală de crab, că ți-o rupe imediat. Am luat niște scule fabricate în Germania, care sunt garantate pe viață și dacă se rup cu peștele, producătorul îți asigură unelte de pescuit tot restul vieții tale gratuit. Adică e un produs de marketing foarte, foarte bun când îți spune cineva că, dom'le, dacă se rupe, ai toată viața scule de pescuit gratis. Dacă ați spus că ați mai fost aici, care este cel mai mare morun? Am prins de 80 de kilograme și am scăpat unul foarte mare de 150-180 și după o oră și ceva, o oră și 10 minute de drill, cum să zice, adică de ținut în băț. Ați dat doar la morun sau mai sunt și alte? Eu nu sunt pescar de crabe, eu sunt pescar de răpitor. Am prins șalăi foarte mulți aici, o zonă foarte bună de șalăi la Sărulești și chiar acum va fi un campionat între 1 și 2 octombrie. De curând va fi un campionat de șalău, vor fi vreo 60 de echipe, cred că, deci un interes enorm de mare. Și după care campionatul de Sturion, pentru care ne-am antrenat, pentru care ne vom antrena astăzi între 8 și 10 octombrie. Super, pare destul de interesant. Da, să vedem cum va fi ziua. Da. Credeți că vom avea noroc? La pescuit niciodată nu știi, s-ar putea să prinde nimic, ca să nu vedem pești, s-ar putea să prindem în continuu, s-ar putea să, deci cum o fi, să vedem ce o fi. Deci, până la urmă, la pescuit e vorba și de un pic de noroc. Exact, da, da, da. Super, vedem ce iese. Da. Cu o adâncime maximă de 10 metri și o suprafață de 450 de hectare în total, lacul Sărulești, pentru că da, aceasta este denumirea oficială, este unul dintre cele mai primitoare și abundente lacuri din punct de vedere piscicol, găzduind aici specii de pești notabile ca dimensiuni, precum crapul, șalăul, somnul și bibanul. Este un lucrăriț. Pescar așa mai începător, îi place să prind un pește de ăsta mare așa. Părine, hai la barcă, bagă-mi barcă. Da. Și o da așa de tare că ne aruncă plătica pe mal. Știi cum o să faci? O să pui doar plumbul aici și plătica o târie, că altfel le aruncă ghem și se încurcă după aia. Aha. Nu fie vreun prag aici, fac vreun duș. Dăm plumbul. Dă drumul la barcă, eu dau drumul la asta după aia. Ridicat spirul. E desfăcut. Stai foarte mult pe dânsurin. Unde o duc? Spre a doua baliză. Da, la baliză. La treia, a doua rău. Da. Păi, dacă te închești tu o barcă rapidă, nu... Un speedboat ceva. Mini Ferrari. Toată data m-am avut bani. Mai în dreapta. N-a zis la a treia? Da, dar mai în dreapta. Mai în dreapta. În dreptul. În dreptul, dar nu lângă. Nu lângă. Mai în dreapta? Mai în dreapta. Mai. Așa. Să
și de la urmă și plumbul la mijloc, gata, pune pe crăcan. Deci tot firul, să nu mai se râi. Undeva în dreapta 70-80 de metri. Aici pe baltă suntem 4 pescari, eu bineînțeles, domnul Sorin Constantinescu plus 2 prieteni de-ai dânsului și pentru că peste câteva zile aici se va organiza un mare campionat de pescuit, domnul Sorin a invitat o echipă de filmare și vor trebui să facă câteva clipuri de prezentare. Eu, îi țin eu, fără probleme. Vino, stop. Perfect. Și de aici continuăm cu drona. Și de aici facem un out. Perfect. S-a auzit alarma. Poți să te mai din ce. Vino spate, George. Vino spate. Vino spate. Da, ok. Uite-l acolo, John. Lan. Are în cadru de 100.000 de euro. Ai grijă că acum tot să-ți muncească. Tot să-mi mâncă un tort. Dacă e ce, să ține, știu. Hai bine, că am trebuit să-l fădă de mă. Să se vină la toară așa. Uite cum s-a înfășurat aici. George stâng, da? A salvat și plătica. Da, așa. Hai mă, poză și gata, nu fugi. Vă fac și poză? Da, da, mai filmează până... Ok. Când fac și băieții poză. Să și vă uitați la John. O să vă rog mult să vă uitați la John. Ale, așa John-ul, vine ușor, ăla-i tatu. Câte kilograme are? 50 minim, 60. Uhu. 60, așa. Oh, oh. Grame de icre. Frumos. Ați spargheat. Frumos. Da. Frumos. Urmăresc îndeaproape lanseta pentru că nu prea cunosc semnalele. Când pur și simplu firul se mișcă de la vânt, când peștele chiar începe să tragă, sincer, nu cunosc. Și de aceea stau pe lângă lansetă ca să fiu pregătit pentru orice eventualitate. Aceasta este lanseta mea, poate voi avea noroc să prind și eu un morun. Stau deja aici de câteva ore bune și nimic. Am ghinion.
Și data trecută când am pescuit, la fel am stat ore întregi fără să prind nimic. Ba mai mult, pescarii din dreapta și din stânga mea prindeau o grămadă de pești. Atunci m-am enervat și am plecat. Acum încă în răbdare. 3-4 ore stând așa lângă o lansetă, fără să prind nimic. Cred că mai rezist vreo 2 ore. Sau plec, iar. Stând atâta timp lângă lansetă, deja am vedenii cum că firul se mișcă. Dar, din păcate, nu se mișcă. Dar nimic, doar vântul mai mișcă un pic acest fir. Dar, după cum vedeți, nu sunt singurul ghinionist. Doar domnul Sorin a prins un morun. Restul, ca și mine de altfel, n-am prins nimic. Stând la pescuit, m-a sunat cineva că vrea să vină și el. I-am zis, bine, vino, ia să vedem cine vine. Deci, cine este la volan? Ho-ho, cu dita mai mașina. Salutare, ce faci, Silviu? Salut, ai început live-ul? Nu am început live-ul, e doar o filmare. Ce mașină e asta? Jeep Gladiator. Eu nu prea am mai văzut genul ăsta de mașină. Este un model nou? Da, a apărut în 2020. Și ce ți-a venit să ții așa ceva? Să merg cu tine la pescuit. Să mergi cu mine la pescuit, perfect. Wow. Ce motor are? 3600 V6 pe benzină. Oho. Cred că e motorul cel mai mic. Cel mai mic motor? Cred. Dar e dita mai mașina. Are 6 metri lungime. Și se desface... Se decapotează tot. Se scoate tot plafonul, parbrizul, ușile, tot se dă... A, și rămâne decapotabil, așa? Un cadru. Interesant să mergi și fără uși. Dar eu am comandat ușile scurte. O să vină. Te pui vara. A, și le vei da pe astea jos și le pui pe celelalte. Da, da, da. Când o vei tuna, trebuie să o văd și da. Atunci. Cam în cât timp? Într-o lună. Cam într-o lună? Vine containerul din America cu toate piesele, capotă, bări, proiectoare, uși. Super. Hai să-ți arăt locul nostru de pescuit. Este și domnul Sorin aici. Să salutăm pe domnul Sorin. De când i-am văzut mașina lui Silviu, am zis, trebuie să văd cum se conduce o asemenea mașină. Așa că i-am cerut-o, i-am zis, Silviule, dă să fac și o tură. Și asta fac acum. Am luat-o la o plimbare să vedem cum merge. Nu cred că am mers niciodată cu o mașină atât de înaltă și credeți-mă, pot să arc cu ea. Doar am călcat un pic accelerația mai tare, obișnuit ca la mine. S-au învârtit roțile în gol. Un mare nor de praf în spate. Sper că Silviu nu se uită la acest vlog. Îmi pare rău, n-am știut cum e cu accelerația. Obișnuit ca la mea. Mă duc cu pedala până la jumate. Ei bine, mă jură și sătenii că am făcut ceva praf în spate. Dar asta e. Merge foarte bine mașina asta. Îmi place. Dacă locuiești într-o zonă montană, această mașină este ideală. Dacă locuiești într-o zonă de genul acesta, de sat, cu drumuri de praf și piatră, dacă mergi undeva la munca câmpului, această mașină este ideală. Pe drum normal, pe autostradă sau în oraș, nu prea ai ce face. Este foarte mare. Eu mă simt ca și cum aș conduce acum un camion. Dar mă gândesc că cine își va cumpăra o asemenea mașină, o va folosi într-un astfel de domeniu.
Am ieșit pe drumul național și am băgat ceva viteză. Este un pic zgomotoasă la viteze mai mari și ocupă toată banda. Trebuie să ai mare grijă când te apropii de o mașină din sens invers. Da. Dar este impunătoare și am văzut cum se uită lumea după această mașină, pentru că este un model mai atipic. M-am întors la locul de pescuit. A fost o adevărată plăcere să conduc această mașină, dar nu mă văd a avea așa ceva. Este mare și unde o parchez în București? Unde? A sosit masa. Domnul Răduță ne-a pregătit câteva bucate pescărești. No. O țigară, o apă. Ce este aici? Ah, caras. Caras prăjit, uite cum arată. Wow. Crestat ca în delta. A venit și mâncarea, era morți de foame. Ciula mea de porumbel sălbatic. Ia să desfacem aici. La mâie! Mamă! Ciula mea de porumbel sălbatic. Wow. Frătică? Una mare, da. Ce tare! Cam așa se prezintă ciula maua de porumbel sălbatic. Cuțit. Cuțit pentru lămâie. Sus vârful! Sus vârful! Costumul! Tot te deranjează ăștia de la masă. N-ai ce face. Cum ne-am așezat la masă? Cum au început peștii să tragă? Cine-n cape. Păi dacă îi dau la Costin, dispare în el. Nu mai găsim până costum. La Costin îi dau eu în apă, dacă e. Și în partea aia altă trage. Cât mai e până la mare? Doar undița mea stă de poman. N-am noroc. N-am noroc. Din băț tragi, nu din mâner umal, din mulinete. Așa trag? Da. Cobor și mulinezi. Am înțeles. Tragi din băț, cobor și... Dar ții în tensiune când cobor, da? Am înțeles. Neapărat în tensiune, că altfel se duce. Dar vine încoace spre Malacu. Foarte bine. În continuare, toate undițele au tras pește. Doar a mea stă de pomană. Costumul, cine intră în apă? Eu intru, dar nu trebuie. Nu trebuie, te tai la ceva, nu te prostii. La bariera Răzvan, ia-mi eu. Nu înțeleg cum s-au încurcat, s-au dus ei pe la punct. Asta nu știu. Trebuie să-l nu? Da. Mai e bună plătită, nu? Da. E fără costum? Da, nu e problemă. Asta nu te tai, să fie vreo scoică ceva, asta e toată. Ține mai mare ca celălalt. Vertical, vertical, vertical. Așa, mai în jos. Bun. Sucește-te spre soare puțin. Așa. Acum când îi dă peste nas. Hai și la mine un peștișor. Și la mine un peștișor. Da. Așa l-am dus și eu pe la Costine, unul. Mamă, ce fain se vedea pusul. Top. S-a mai prins încă un morun. Nu pare un exemplar mare, dar
Îl vedem mai bine când va ieși la suprafață. 30 de kg are. Hai. Trece-i firul pe sub coadă, ușor, ca să vină... Ține cineva buțul? Cine eu? Nu, trece-i firul pe sub coadă, ușor, trece-i firul pe partea... Pe sub coadă, pe partea aia, de în jos, așa. Ține mâna, bagă-i mâna în gură, că n-are dinți. Bagă-i mâna în gură ca să poți să-i scoți sacul și după aia îl priză așa. Hai, nu băga mâna în aia. Dimineață tot așa, 6 și un sfert, da? Bravo, Horia! Și acum ridică-l să-ți facem poze. Nu de bran și doar de gură. De, de gură, îl ții și de spate, așa. Vezi să nu-ți bagi mâna acolo că te... Ce cum trece? Au ce face să... Acesta a fost clipul de azi. Din păcate, eu n-am prins nimic. Nici un pește nu s-a agățat în undița mea. De aici, de pe Balta, Sărulești, până data viitoare, vă spun la revedere și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest video ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta vă mulțumesc. Am pescuit de două ori în viață și nu am prins niciun pește, dar a treia oară cu siguranță voi prinde. Abia aștept a treia oară să vin la pescuit. De noi prinde eu la pești, pa, clar, abia aștept să vin pentru că voi prinde, cu siguranță. Cu siguranță. Cu siguranță poate prind. Poate. Clar.